Lasă temerile deoparte și pășește încrezător în noua ta viață. Este mesajul pe care îl transmite Nadine, o scriitoare în vârstă de 40 de ani, care a decis să lase trecutul în urmă și să-și construiască viața mult visată. Îndeplinește-ți visurile și planul tău cu tine. Este o carte manual despre cum să-ți transformi viața și ce să faci pentru ca toate dorințele tale să devină realitate. Mi-a zis o prietenă, Nadine, nu pot să răspund anul ăsta întrebări la fișe. Îndeplinește-ți visurile și planul tău cu tine. Este o carte manual care ne învață cum să ne construim viața mult visată, pas cu pas. Ideea mi-a venit real în urmă cu vreo 34 de ani, când eram în casa de copii și aveam 6 ani și știam că toată lumea părea a fi o anomalie de la un cap la altul și părea că nimeni nu citește instrucțiunile despre cum ar trebui să arate o viață, să fie o viață de om. Aveam un tic verbal. Tot timpul spuneam, bă, nu e ca la carte, nu e ca la carte, nu e ca la carte. Cartea se bazează pe tehnici de identificare a visurilor și îl provoacă pe cititor să-și construiască un plan prin care să și le îndeplinească. Este o carte manual de cum să te iei pe tine însuți. Și știi jocurile de Lego ale copiilor, când începi să iei și să construiești și să desfaci și iar să construiești până are forma cu care tu ești în armonie, să spui da, asta este forma vieții mele și mă potrivesc perfect cu ea, sunt în armonie cu ea. Așa se face că există pagini special dedicate unde cititorii sunt puși față în față cu gândurile și dorințele lor prin intermediul chestionarelor și a întrebărilor deschise. Această carte are la bază ideea de jurnal, de tu iei pixul și îmi imaginez că cititorul stă în vârful patului, știi, și-a culcat copiii, bărbatul și-a găsit șosetele, și-a rezolvat și cu cina, ai scăpat de toate și iei un pix și începe momentul tău cu tine. Și realmente întrebările nu sunt ușoare. Cartea se află deja în librării și-și așteaptă cu minte cititorii.